Foarte puține cadre didactice din Prahova au recunoscut că obțin venituri din meditații și au mers la Registrul Comerțului și apoi la fiscul local pentru a se înregistra, respectiv pentru a-și declara veniturile estimate. Fiind vorba despre o profesiune liberală, profesorii nu sunt obligați să elibereze bon fiscal sau factură, dar trebuie să-și țină contabilitatea în partidă simplă. Pentru 2011 până în prezent, 15 cadre didactice au declarat impozit pe și-au declarat venitul estimat pentru anul 2011. Acesta variază între 2.000 și 6.000 de lei. Conducerea Inspectoratului Județean Școlar Prahova susține că declararea veniturilor de acest gen ține de civismul fiecărui profesor sau învățător. Inspectoratul condamnă mai ales pe acele cadre didactice care condiționează obținerea unei note de trecere pentru elevi cu efectuarea unor ore de meditații. Mi se pare incorrect să faci meditație cu proprii copii, dacă totuși practici acest lucru cât se poate de clar și plătești toate taxele de rigoare, atunci moral ar fi să faci meditație cu alți elevi, nu cu cei pe care îi ai în unitatea de învățământ. Cadrele didactice susțin că statul nu mai știe ce să facă pentru a lua bani. Așa se face că acum îi vânează pentru meditații după ce le-a luat o mare parte din salariu. Este un efort în plus care este prea puțin răsplătit prin suma care este câștigată și din acest punct de vedere cred că puterea greșește că face aceste presiuni, le consider, asupra cadrelor didactice. Părinții spun, profesorii sunt principalii vinovați când elevii ajung să aibă nevoie de meditații. Le recomand părinților să-și urmărească copiii, să țină legătura cu învățătorul și profesorul diriginte, fiindcă eu când am fost diriginte am ținut permanent legătura cu elevii mei și au obținut rezultate foarte bune și cu părinții. Și în felul acesta cred că dacă ar ține legătura cu școala, cu învățătorul sau profesorul, ar scădea extraordinar de numărul de pregătiri. Cum nici inspectoratul și nici organele fiscale nu au pârghiile necesare pentru a afla care sunt profesorii care înșală statul prin neplata impozitelor, nu rămâne decât ca părinții să reclame la poliție măcar acele cadre didactice care impun elevilor meditațiile pentru a-i trece clasa.